cer de rai, pe o gură de plai, iată o casă mare, dar nu costisitoare. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Spunea că e o casă mare, într-adevăr, are o amprentă destul de mare și că nu-i costisitoare vis-a-vis de consumul energetic. Așa este. Această casă a fost gândită, în primul rând, a fi casă pasivă. Casele pasive, conceptul de casă pasivă, care aportă acum 10 ani, cred că, în Europa, înseamnă o casă care are un consum foarte mic de energie. Ca să ajungi la un asemenea nivel, trebuie să investești foarte mult în partea de izolație și foarte mult în partea de proiectare. Ideea clientului meu de a face această casă a fost inițial de a face, nu neapărat casă pasivă, dar să fac o casă în stil românesc. Am ales împreună un stil arhitectural cel brâncovenesc, care este cel mai pregnant la tipul acesta de case. Într-adevăr, e o casă de weekend, aș putea spune, pentru că nu e locuită zi de zi și în momentul în care plecăm din oraș și ajungem aici într-o oază de liniște și de frumos, trebuie să ne întâmpine confortul, trebuie să avem deja casa încălzită și toate utilitățile la îndemână. Exact, și pentru a rezolva această problemă, am început în primul rând prin izolarea foarte bună acestei case, apoi sistemele termice care le-am folosit pentru a asigura că acest confort au fost foarte bine gândite și foarte bine calculate. Ca să avem asemenea confort, am făcut o combinație între o centrală pe pereți, pentru că în zona aceasta nu avem gaz, un șemineu centrală și un sistem de panouri solare care asigură cu tuburi vidate apă caldă. Acest sistem este controlat de un controller special programat pentru această situație, care comută în cele trei surse în funcție de necesități. Problema cea mai mare era cea de a acumula energia. Dacă v-am prezentat istoria acestei case cu încălzire foarte bine gândită, panouri solare, cu sobă cu peleți și șemineu, termoșemineu, hai să cerem părerea expertului în șeminee. Bună ziua și bine te-am găsit! Bună ziua! Ne face o deosebită plăcere să vă prezentăm pachetul, ca să spun așa, coș de fum german, focar german. Din punctul nostru de vedere, este cel mai reușit pachet, sursă alternativă, dar și principală de căldură, din piața europeană a șemineelor și termoșemineelor. De data aceasta vom vorbi de un termoșemineu german, din oțel, placat cu termotă la interior, dublă combustie, gazeificare și ardere curată. Este o sursă principală de căldură de data aceasta. Vorbim despre un termoșemineu, un șemineu care, din randamentul lui de 80%, 20% din randamentul lui vine degajat pe partea de căldură degajată prin aer, iar 80% din eficiența lui vine degajată în apă, într-un puffer special amenajat pentru a acumula apa caldă din timpul arderii. Asta înseamnă că toată casa poate fi încălzită în pardoseală din acest puffer, pentru că cu ajutorul unor pompe e alergată prin serpentinele din pardoseală și astfel încălzesc toată casa. Da, bineînțeles, acest termoșemineu este un, așa cum v-am spus, este un termoșemineu german din oțel, placat cu termotă la interior, ce poate dezvolta temperaturi de până la 700-800 de grade la interior, cu eficiență cuprinsă între 85-90%, aproape ca o centrală foarte performantă. Are un sistem cu un grup de pompare care face în așa fel să circule apa, circulă și recirculă apa pe care o încălzește la o temperatură de 60-65 de grade, de la el către un pufăr acumulator de apă. Am ales varianta cu șemineu centrală, care produce apă caldă, o amagazinează într-un pufăr de 2000 de litri și în timpul nopții, când se stinge focul în șemineu, în loc să pornească centrala pe peleți, folosim apa caldă produsă de șemineu ca să încălzim casa pe timpul nopții. În timpul zilei, cum este soarele, panourile solare vor produce căldura necesară, care asigură în continuare încălzirea casei, în așa fel încât consumul se reduce foarte mult. E adevărat că există impedimentul unei investiții inițiale în panouri solare, în șemineu centrală. Din calculele mele, în 6-7 ani de zile se amortizează acestea. Dacă partea tehnică e ușor de înțeles, ce ne poți spune de partea de design? Pentru că, într-adevăr, nu se văd pompe, nu se văd pufere, nu se văd multe lucruri tehnice. În schimb, se vede flacăra încadrată de ceva frumos. Da, pe lângă coșul de fum tristrat german și termoșemineul german pe care vi l-am prezentat, Șeminee Expert asigură și montajul și instalația acestor
produse, dar și părți decorative, părți decorative rustice, clasice, moderne sau tip sculptură. Cazul acesteia, ramele tip sculptură le executăm în funcție de proiect, în funcție de dimensiunile cerute de către arhitect sau de către beneficiar. Pe lângă termoșimineu, mai avem în aceeași casă un șimineu mai mic. Da, într-adevăr, prezentăm un șemineu norvegian de dimensiuni reduse, o sursă alternativă de căldură, capabil să încălzească suprafețe între 40 și 100 de metri pătrați în funcție de necesitate. Iată cum vă luați în calcul și încălzirea de backup pentru dormitoare sau nu, dar ca și combustibil având lemnul. Casa pasivă în niciun caz nu va fi mai ieftină decât o casă normală și normal, și logic. Folosești o tehnologie un pic mai scumpă, o izolație mai scumpă, mai mare. Pentru asta e nevoie de foarte multă informare. Eu vă felicit că ați avut răbdare să vă informați atâția ani și că ați dus până la capăt un proiect în care vă regăsiți. Și iată că o casă românească poate să fie super tehnologizată și să ne asigure un confort peste mulți ani, dar cu cheltuielile amortizate. Mulțumim mult și vă urăm succes! Plăcere!